Vă salutăm, prieteni, din orașul ideilor molipsitoare, din orașul începuturilor. Vă salutăm de aici, de unde a răsărit, dacă vreți, primul teatru din România, de altfel și gazda noastră de astăzi. Nu întâmplător am ales să fim aici pentru dumneavoastră și nu întâmplător am adus oameni foarte interesanți cu experiențe diferite, pentru că vor avea cu toții un mesaj important. Veniți la Iași, cunoașteți Iașul și vedeți de ce are valoarea ideilor molipsitoare, așa cum spuneam. Ei da, uite așa de frumos e Iașul și dacă ar fi, pe oricine aș chema aici să vadă locurile astea minunate și da, tot aici aș prefera ca cei trei copii ai mei să crească, să se bucure de frumusețea orașului și de ce nu să aleagă să rămână aici, să-l facă mai frumos. E într-adevăr deosebit Iașul pentru care are aceste locuri minunate, dar haideți să vorbim despre oameni, pentru că oamenii ar trebui să dea valoare unui oraș al mileniului 3, unui oraș care are ceva istorie în spate și la care ne tot raportăm, dar tare am vrea să suflăm praful de pe toate aceste elemente și să vedem ce este nou, ce este valoros și ce putem să facem acum, fără să ne mai bazăm de fiecare dată și să revenim de fiecare dată la Asachi, Alexandrii, Cogălnicianu și așa mai departe. Și atunci avem un prim invitat care, credem noi, ar putea să deschidă drumul către valoare, către cunoaștere, dintr-un alt punct de vedere, dintr-o altă perspectivă și îl salut pe Ionuț Pătrășcoiu. Bine ai venit, Ionuț! Suntem în casa teatrului, în primul teatru din România și un spațiu în care vorbim despre FameUp, o aplicație pe care ai inventat-o, pe care ai fondat-o și care începe să se miște în România anului 2021. Bine ai venit la Caravana TVR3! Mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, am dezvoltat această aplicație și am reușit să convingem mai mulți investitori să investească în produsul și în ideea noastră. Este un produs care ajută în primul și în primul rând tinerii care petrec din ce în ce mai mult timp în social media să beneficieze de ceva pentru timpul lor petrecut acolo. Că e vorba de un produs, de la un business, că e vorba despre un serviciu sau chiar că e vorba de bani. E o idee a noului trend, să spun așa, trebuie să fii vizibil pe rețelele de socializare, trebuie să existe acolo astfel încât să te vadă o lume întreagă, așa cum televiziunea făcea de la bun început. Acum, ce am putea noi să facem sau cum ar putea, de exemplu, aplicația ta să ajute Iașul, să ajute orașul acesta frumos, care poate ar trebui cunoscut mai mult decât din albume, mai mult decât din cărțile de istorie? Ar putea FameUp să aducă faima Iașului pe alt palier? Ținând cont că avem în Iași mai mult de 100.000 de utilizatori care se încadrează la targetul nostru, cu siguranță cred că da. Iașul și în primul rând România este o piață de test pentru noi. Intenționăm să lansăm produsul în Statele Unite la începutul anului viitor și da, cu siguranță aici este polul, să zic așa, sau punctul de plecare al produsului nostru și dacă poate să ajute, băi, haideți să ne imaginăm puțin că avem peste 100.000 de utilizatori de social media care au peste 500 de prieteni. Dacă acești tineri ar posta despre orașul nostru, imaginați-vă puțin la cât de multe lume am ajunge și cât de multe persoane ar putea să vadă frumusețea orașului nostru. Și am atrage turiști, am atrage oameni care să cunoască spațiul acesta și să rămână poate aici unii dintre ei. Cum ai făcut tu, da? Vii din Târgu Jiu, te-ai stabilit în Iași acum cât? 12 ani? Acum 12 ani, așa. Da. Când ai încercat să devii medic?
Am terminat medicina generală. Așa. Și am pivotat către zona asta de IT. Cum de n-ai pivotat să te întorci înapoi la Târgu Jiu sau să te duci în capitală? Pentru că e atractivă capitala, nu? Eu Iașiul numesc acasă. Mie mi-a plăcut foarte mult orașul ăsta, mă simt acasă și cred că a fost ca un magnet. Și lucrul ăsta nu l-am văzut doar la mine, ci l-am văzut și la alți prieteni de-ai mei care vin din alte orașe. Iașiul, spuneai mai devreme de oamenii care sunt aici. Cred că oamenii sfințesc locul și cred că ar trebui să privim mai mult spre oameni și spre tineret, pentru că îți dau un simplu exemplu. Acum 3 luni de zile eram o echipă de 3 oameni. Acum suntem o echipă de peste 30 de oameni și ce pot să spun este că am văzut foarte multă valoare în oamenii care sunt aici. Le trebuie puțin de curaj, le trebuie un exemplu, să zic așa, nu că sunt eu un exemplu, dar au nevoie să vadă că se poate și prin puterea propriului exemplu poți să încurajezi pe tinerii ăștia să nu meargă către multinaționale, să nu meargă către companii unde efectiv sunt ca niște oameni absorbiți. Exact. Și să-i încurajăm să-și pună propriile idei în valoare și atunci Iașul poate fi mult mai valoros. E vorba despre personalitate, probabil, și dacă tu simți că ai găsit oameni cu personalitate aici la Iași, înseamnă că e un lucru important. De altfel, încă de la junimiști, dacă stăm să ne gândim, fiecare dintre ei și fiecare cărămidă pe care au pus-o la dezvoltarea culturală a acestui oraș a arătat că, într-adevăr, se poate și că doar dacă ai o coloană vertebrală și ești tu însuți, poți, într-adevăr, să faci o diferență, nu? Să fii autentic. Poți să fii autentic în Iași? Da, am văzut niște oameni cu o personalitate incredibilă și cu niște principii de viață foarte sănătoase. Ăsta este motivul pentru care în continuare vrem pe ceilalți colegi să-i aducem tot de aici, nu de la București, pentru că simt că este un pol al unor oameni foarte valoroși. Tu ai rămas aici, în orașul acesta, ți-a plăcut. De ce te-a atras? Cu ce te-a legat, să spunem, Iașul aici, în Moldova? Eu sunt din Oltenia și atunci când vii dintr-un dialect atât de diferit ca cel moldovenesc, să spun așa, este puțin șocant, dar când am venit la Iași nu știam pe nimeni, nu fusesem niciodată și era cel mai departe oraș de orașul meu natal. A fost un criteriu ăsta? Sau... Da, a fost un criteriu. Ai vrut să pleci de acasă, nu? Cât să mai te departe, regăsești, unde să... nu știu pe nimeni, exact. Și unde n-am fost niciodată. Și să te cunoști, probabil. M-a ținut și m-a cucerit, să zic. Ce părere ai despre locul acesta, despre Teatrul Național din Iași, primul teatru din România? Spuneam, Iașul este un oraș al începuturilor, al începuturilor, are această vocație și uite, poate și aplicația ta, fondarea acestei aplicații, este un nou început. Pentru... Mi se pare incredibil de frumos, seamănă cu Hermitajul din Sankt Petersburg, mult spre zona aia. Ce aș vrea să spun legat de aplicație, haideți să facem un joc de imaginație unde 1000 de tineri între 16 și 18 ani ar posta că sunt la teatru. 50.000 de tineri ar vedea treaba asta și de aici ar putea să plece. Cât de ușor calculezi lucrurile astea? Și cât de minunat ar fi în realitate să se întâmple chiar așa? Din păcate, conținutul din social media este doar despre viața personală și ce facem, unde mergem, ce etalăm, nu este despre ce putem descoperi și ce putem prezenta prietenilor noștri. Dar cred cu tărie că lucrurile astea o să se schimbe. Visezi să duci ideea ta, visul tău, să-l duci dincolo de ocean. Deja sunt finanțări care înțeleg că pot să facă lucrul acesta sau să te susțină în a face lucrul acesta. Cum vei vedea Iașul după ce va fi să cunoști și America? Această întrebare am pus-o unui dintre investitorii mei, Daniel Dines, cum vede Oneștiu după ce este acum în America. Și l-a descris într-un singur cuvânt, acasă. Și la fel și Bucureștiul, pentru el, în momentul de față, indiferent că are birouri în peste 30 de țări, Bucureștiul pentru el este acasă. Oneștiu s-a născut, fel cum a făcut și eu la Târgu Jiu, la București s-a mutat și acolo a rămas. Și să fim sinceri, sunt atât de multe orașe cu potențial în lumea asta, dar este ceva ce te ține acolo. N-aș putea să spun, ăsta este lucru care mă ține în Iași, dar simt că este acasă. Este acasă și un alt cuvânt la care te-ai gândit, poate, când vine vorba de Iași, care ar fi?
Sau cum ar trebui să fie Iașul pentru a face pași înainte? Mai curajos. Mai curajos. Deci da. Un Iaș mai curajos. Da, așa l-aș. Exact. Uite, eu te invit acum să cunoști cum, din curajul unor oameni, la 1840 a luat ființă Teatrul Național. Și o salut pe colega mea, Oana Lazăr, care este împreună cu directorul Teatrului Național de aici, din Iași, bineînțeles gazda noastră în această după-amiază, și vrem să aflăm povestea acestui teatru frumos. Bun găsit la Ora Firește, stăm de vorbă și cu cel care ne-a primit în cadrul acestui minunat decor, Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, un edificiu minunat și o poveste care durează și care ne aduce împreună de fiecare dată. În sau înainte de pandemie sau în timpul pandemiei, spectacolele Ieșeanului, Naționalului Ieșean au existat și au încântat publicul așa cum este de fiecare dată și au revenit spectacolele, cum bine știm. Cristian Hagiculea este împreună cu noi astăzi și ne spune povestea fără de care Iașul nu ar fi, acest Teatru Național din Iași. Cum îl vedeți dinăuntru spre în afară? Deci, e primul Teatru Național din România, înființat de trei tineri extraordinari la 1840. E vorba de Vasile Alexandrii, de Cogălnicianu și de Negruții, trei tineri care și-au dorit și-au reușit să înființeze prima instituție teatrală din România și cu ajutorul principelui Sturza. Deci la 1840 s-a semnat înființarea unei trupe de teatru sub direcția celor trei, și să zic așa, în termen modern, sub directoratul artistic al lui Costache Caragiale. Ăsta a fost începutul acestei instituții. Ulterior, Cogălnicianu la 1864 va semna ca prim-ministru și înființarea Teatrului Național din București. Deci e ctitorul primelor două, hai să spun așa, teatre naționale din România. Are Iașul vocația începutului, firește, și în acest domeniu? Da, din punctul ăsta de vedere, da. Iașul era în momentul ăla o capitală importantă în care funcționau multe trupe de teatru, se mișcau în și dinspre Rusia, spre Franța, spre Italia, Germania, poposeau des aici. Iașul avea și o trupă permanentă franceză în acel moment, la 1840, deci teatrul s-a înființat în aceeași clădire în care funcționa și trupa franceză. S-a numit Național pentru că și-a impus de la început să folosească limba națională, literatura națională, hai să-i zic, vocația teatrală națională. Ăsta e motivul pentru care un teatru se numește Național. Nu e o problemă de valoare. E o problemă de vocație. Și o problemă de program bine stabilit, programatic. Dar mă întorc din istorie către istoria personală și vă întreb cum ies vorba lui Topârceanu, cum am devenit ieșan, îl întreb pe Hagiculea, în ce mod își asumă și orașul, că teatru am înțeles. Dar faptul că ați ieșan, cunoscut și acest loc. Am terminat facultatea și Teatrul din Iași, pe atunci era director Teofil Vâlcu, mi-a propus și m-a angajat, deci e teatrul meu, ar spune, un călugăr de metanie. E teatrul unde mi-am început cariera și am lucrat ani de zile, în care am avut primul apartament în Alexandru și așa mai departe. Deci e un teatru care m-a marcat fundamental, chiar înainte de a reveni ca director el. Dar și orașul Iași e un loc care imprimă, care amprentează. Da, era o epocă când într-un fel intelectualii, artiștii erau mai uniți și se întâlneau mai des, vorbeau, țin minte pe Usache, pe Brumaru, de exemplu, din epoca aia și pe mulți alții. Da, era o viață într-un fel mai, nu mai interesantă, mai unită, mai comunicarea dintre noi era mult mai rapidă.
sau mult mai precisă? Acum suntem foarte rapizi. Nu, rapidă în sensul că aflam ce a scris cineva la câteva ore după. Iată. Acum deschidem televizorul, deschidem calculatorul, deschidem telefonul. Din păcate nu mai deschidem cartea. Și nu mai deschidem cartea. E o carte de citit, istoria Teatrului Național, e o carte de cunoscut, treaptă cu treaptă, filă cu filă, dacă am putea să transformăm asta într-o poveste de răsfoit. În fond, istoria României de la 1840 a marcat și e marcată de Teatrul Național din Iași. Și atunci înseamnă că aveți o povară în plus, dar despre asta în emisiuni următoare. E o bucurie în plus. Îi salutăm pe prieteni și revin cu următorii invitați. Da, e o bucurie într-adevăr să fim aici la Teatrul Național. Mulțumesc, Oana, dar, dragi prieteni, vă invit să cunoașteți Iașul în tot ceea ce înseamnă, de fapt, simbolurile acestui oraș și vă invit, bineînțeles, dacă ajungeți pentru prima dată aici, la Palatul Culturii, pentru că acolo, știm prea bine, ora exactă este dată din turnul palatului și acel orologiu are o poveste interesantă. Are mai nou și o precizie de computer datorită unui dispozitiv pentru reglarea automată a ceasului mecanice cu pendul. Practic, ceasul vechi de 94 de ani face echipă cu un computer ultra performant, iar variațiile de temperatură nu mai fac mecanismul să rămână în urmă ori să o ia înainte. Soluția descoperită și pusă în practică de doi ieșeni a fost răsplătită cu medalie de aur la Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice de la Ploiești. Un reportaj de Gabriela Baiardi, Relu Tabără și Loredan Baiardi. Până nu de mult, ceasul era corectat manual atunci când rămânea în urmă sau o lua înainte. Procedura era efectuată la un interval de 5 sau 10 zile în funcție de anotimp. Pendulul respectiv e prevăzut jos, la capătul de jos, cu un șurub și cu un, așa, cu un filet și se lungește prin mișcarea șurubului respectiv, se lungește sau se scurtează brațul și potrivit legilor pendulului stabilite de Galileu Galilei, se influențează oscilația și în felul ăsta se reglează mersul mecanismului. Acum această reglare se face automat. Practic, ceasului a fost atașat un computer de ultimă generație care îi dă o precizie mult mai bună decât cea originală. Dispozitivul a fost realizat de profesorul universitar Florin Pantilimonescu și de restauratorul Ion Crista. Metoda care am încercat noi să o implementăm acolo a constat în controlul lungimii pendulului și reglajul acestei lungimi, evident efectuat de un computer, astfel încât frecvența de oscilație să fie perfectă, chiar dacă afară sunt minus 40 de grade sau plus 40 de grade. Plecând de la această frecvență, practic se asigură o stabilitate a ceasului similară ca oricărui alt ceas electronic. Sistemul ăsta primește informația de la senzorul de mișcare și o compară cu, așa, cu, ca să fie exactă, cu cea stabilită și trimite după aceea, dacă sunt inadvertenții, deci mai mult sau mai puțin, trimite la motorașul, care după aceea corectează prin lungirea sau scurtarea brațului pendulului. Puse cap la cap, orele de lucru la acest echipament ar totaliza aproape 6 luni. Sistemul a fost realizat din pasiune. Inventatorii vor să extindă soluția, dat fiind că ea se pretează la orice mecanism clasic. Prin acest dispozitiv au conectat practic orologiul instalat în 1925 cu o tehnologie de ultimă generație. Tipul de soluție nu poate fi implementat mai repede de un an sau 2 ani, pentru că în prealabil ceasurile acestea nu au o documentație cu caracteristicile lor. Și deci, în prealabil, trebuie făcută o activitate la consumatoare de timp, în urma căreia trebuie să extragem caracteristicile ceasului.
Cel mai impresionat de acest mecanism de reglare automată a fost chiar președintele României, care a vizitat orologiul din turnul Palatului Culturii pe 24 ianuarie. A pus cele mai pertinente întrebări despre cum am reușit noi să asigurăm stabilitatea ceasului, pentru că în Sibiu mai multe echipe încercaseră și nu reușiseră. Și fiind o vizită a președintului special pentru așa ceva, evident că de a doua zi toată lumea s-a interesat de ceasul de la Palatul Culturii din Iași. Inițial, camera clopotelor nu era antifonată. Nu existau geamuri din sticlă peste fantele prevăzute în zid, iar sunetul putea fi auzit foarte clar în jurul palatului. În timp, s-au făcut unele amenajări care împiedică propagarea. De când a fost inclus în circuitul turistic, ceasul din turn nu duce lipsă de vizitatori. Ce te-a impresionat din ce ai văzut la ceas? Clopotele, că erau foarte mari și foarte sunau foarte tare. E fascinantă. Vă imaginați de jos ce ar putea fi în turnul palatului? Nu, sub nicio formă. Am crezut că e ceva digital, ca în alte orașe, că pune ceva de pe calculator. Aici este totul mecanic. E ceva incredibil. Dacă ați sesizat că Hora Unirii sună puțin diferit acum, explicația ar fi următoarea. Un știft de inox a sărit de pe tambur, ceea ce înseamnă că o notă nu mai este cântată de clopote. Restauratorul Ion Cristea promite că va realiza un știft replică în cel mai scurt timp. Nu știu dacă e nevoie de precizie de ceasornic atunci când îți stabilești ce pasiuni vei avea în viață, dacă se întâmplă lucrul acesta în copilărie sau nu, dar cu siguranță invitații mei îmi vor povesti sau vor încerca să-și dea și ei seama când sau care a fost momentul în care au acceptat că pasiunea vieții lor este muntele. Și îi salut pe invitații mei de acum, Laura Mareș, medic oftalmolog și un alpinist pasionat. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Și Paul Diac, profesor de informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și din nou pasionat de munte. Mulțumesc eu pentru invitație. Se spune, poate clișeistic, hai să recunoaștem că toți suntem actori în viața asta, invităm pe telespectatori să fie în rolul călătorului vreme de câte minute om sta noi de vorbă, de poveste, și aș vrea să știu care este rolul călătoriei în sufletele voastre. Laura, tu ești medic, ai niște pacienți care depind de tine, ai o familie care depinde de tine, ai lăsat un Buzău în spate și te-ai îndrăgostit de ea și ai rămas aici. Acum mult timp. Și ai ales să pleci și ai devenit la un moment dat prima femeie din România, ieșeancă, peste tot se scrie așa, că ești ieșeancă, nu se mai știe de Buzău nimic, prima femeie din România care a ajuns în Himalaya. Nu, am ajuns în Karakorum, în Himalaya au ajuns așa. Și altele în Karakorum pe Gasherbrum 2 anul acesta. Și cum și o ascensiune fără oxigen. Fără oxigen, foarte important. Cât e de important pentru tine o astfel de ascensiune? Visez la ea de mult timp și acum încep să realizez că s-a și întâmplat. Am mai încercat și în 2019 și atunci ne-am întors sub vârf. Mă întrebați de călătorii și cum fac. E sigur că e foarte complicat, pentru că o expediție pe un munte înalt înseamnă să fii plecat 7-8 săptămâni. Deci trebuie multă planificare. Îți lipsește Iașul atunci când pleci, apuci să te mai gândești la străduțele cât de cât liniștite, potolite, da? Sigur, și la cei de acasă și în fiecare zi mă gândesc, da. Am un ritual în expediții, țin jurnal și în fiecare zi scriu acolo și ce se întâmplă și cumva asta mă face să îi simt mai aproape. Deci apar acolo declarații de dor și față de familie și față de orașul acesta care te-a adoptat acum mult, mult timp. Da. Paul, tu ești ieșean și spuneam, dacă tot povestim cu drag
de Iași. Astăzi oferim motive celor care poate nu reușesc să le găsească, motive de întors acasă, pentru că acasă rămâne pentru totdeauna Iașul sau devine acasă dacă e nevoie. Un om pasionat de munte se ridică de la computer IT-istul și se duce pe munte. Cum e? Așa de ușor? Da, cred că cei care lucrează în domeniul IT au motivații suplimentare să se detașeze când reușesc, când au puțin timp să iasă în, nu știu, natură sau să facă puțin sport, să se relaxeze. Chiar am observat asta, mulți colegi de-a mei, bine, poate fiind și prieteni cu mine, avem aceleași pasiuni în comun, dar cred că o bună parte din cei care lucrează mult pe calculator au o tendință de a ieși puțin chiar în extrem așa, în afară, sau de a încerca au să... Au nevoie de adrenalină ceva mai mult, nu? Decât... Sau cumva de o activitate care să le ia mintea de la lucru, de la calculator, de la... cumva dacă faci ceva concentrat, adică concentrat în altă direcție, te detașezi mai bine de, eu știu, de programe, de calculator, de cod și așa mai departe. Deci hai să le spunem telespectatorilor puțin despre tine, despre faptul că ai fost dincolo de ocean, că ai fost, ai lucrat la Facebook, ai avut experiențe interesante, dar că, așa cu o ață nevăzută, Iașul te-a dus înapoi. Da, interesant, de fapt, acea ață nevăzută nu a apărut la un moment dat, chiar de când am plecat, dinainte să plec, știam că vreau să mă întorc în principiu, nu puteam fi sigur că mă voi întoarce, dar mi-am dorit, de fapt, nu mi-am dorit să plec, ca să zic așa. În final, sigur că am acceptat să plec, am făcut întâi un stagiu în afară, cred că în 2010. Era o experiență, totuși. Era o super experiență. În 2010 Facebook avea cam 600 de angajați, acum, nu știu, cred că câteva zeci de mii, măcar 50 de mii. Oricum era o companie de care nici nu auzisem. Inițial mi-am făcut cont pe Facebook ca să mă cheme la interviu, că așa era sistemul. În fine, da, și am fost plecat, ulterior am primit oferta de full-time, am fost plecat aproape 2 ani. Nu eram foarte hotărât că mă întorc sau nu eram sigur că mă întorc, dar simțeam cumva că mă voi întoarce și fiind din Iași, am făcut toate studiile și am decis clar că mă întorc în Iași, nici nu se punea problema și sunt bucuros atât că am fost cât și că m-am întors. Iar de când m-am întors am încercat să fac mai multe lucruri interesante, printre care și expediția și alții. Cum e să pleci din orașul celor 7 coline, da, unde totul e molcom și să ajungi pe un 8 miar și mai greu mi se pare să te întorci de acolo și să pară totul așa lin? Să știți că și pe un 8 miar totul se întâmplă tot molcom. Tot molcom, nu? De asta mai ales este că și nu ai nevoie. Oxigen. Când, da, dar de asta e și nevoie să... De asta durează atât de mult expediția, pentru că e nevoie de aclimatizare. Mă rog, sunt niște pași care e musai să se întâmple. Sus, jos, sus, jos. Și pe scurt, asta e esența. Ăsta e antrenamentul, nu? Și... Asta, da, da, da. Trebuie să urci... în fiecare tabără, să-ți duci echipamentul, pe urmă să cobori în tabăra de bază, iar să urci, deci să te obișnuiești treptat cu altitudinea. Iar ziua de vârf înseamnă, dacă ajungi să poți să pleci la vârf, înseamnă un efort de minim 12 ore sau 24, depinde cât de repede mergi, dar totul se întâmplă foarte încet, foarte acolo. Încet. Foarte, foarte încet. Există, ai vreun talisman pe care îl iei mereu cu tine? Nu știu, un lucru drag, micuț, care nu atârnă greu în bagaj? Am o jucărie de la a fetiței mele de când eram mică, dar anul acesta am avut o serie de ghinioane și am uitat-o acasă și înainte să plec spre vârf din tabăra de bază mi-am spart și oglinda, dar am hotărât că trebuie să fiu un semn norocos dacă l-am uitat și pe moți am spart și oglinda. Din atitudine am încercat să schimb situația. Am încercat să schimb și am spus sigur o să-mi poarte noroc faptul că am spart oglinda și am urcat pe vârf. Uite o idee despre care o să aflați chiar acum dintr-un reportaj al colegei mele Roxana Costaș, despre bijuteriile cu cod QR. Poate o idee interesantă. Acolo se poate înmagazina așa un mesaj drag de la familie atunci când ți-e dor și ești pe munte sau când sunteți pe munte. E o alinare, aș spune. Hai să vedem reportajul, să vedem dacă e o idee bună. Ce ziceți și voi despre asta? Isn't it love?
De data aceasta, codul QR a fost melodia preferată, însă poate fi orice. Termenul de cod QR înseamnă un cod de răspuns rapid care stochează diverse informații. Datele unui cod QR pot conține un text, o melodie, o adresă de e-mail, pe scurt, opțiunile sunt nelimitate. Codul poate fi gravat pe lănțișoare, cercei, brățări, pandantive sau butoni. Ideea aparține unui cuplu din Iași care a renunțat la joburile din domeniul bancar și servicii pentru a se dedica exclusiv afacerii. N-a plecat de la mine, a plecat de la soțul meu. Era într-o zi acasă și a vrut să scaneze aplicația pe desktop pentru a intra pe WhatsApp. Și atunci el s-a gândit, oare ar putea exista o brățară? Așa? Și a căutat pe Google să vadă dacă cineva a inventat-o până acum, nu a găsit-o și a venit și mi-a zis, uite, eu cred că am o idee genială, hai să facem asta. Și am zis că, hai, eu întotdeauna am fost deschisă și sunt deschisă pentru lucruri inedite. Și așa a apărut, da, a fost ideea lui. Comenzile vin 100% online din toată țara, cele mai multe din București și alte orașe mari. Este încă un beneficiu adus de tehnologie. Nici pandemia nu a afectat comenzile, mai ales că oamenii au nevoie de bucurie și surprize plăcute și în această perioadă. Îmi aduc aminte de un mesaj foarte emoționant. Vrei să fii soția mea? Din partea unui băiat, pentru prietena lui, o brățărică cu un șnuruleț foarte simplu și asta era convertit în acel QR, întrebarea aceasta. Vrei să fii soția mea? Oare o fi spus da? Eu sper că da. O bijuterie personalizată costă de la câteva zeci la câteva sute de lei în funcție de metalul folosit. Idei interesante, într-adevăr, și vorbim despre ele mai departe pentru că domnul profesor de informatică este alături de noi. Interesantă ideea? Da, clar. Da. Ai avea nevoie pe munte de așa ceva? E posibil. Cine ar trebui să înregistreze un mesaj de ăsta motivațional pentru tine și să-l înmagazinezi acolo în bijuterie? Cine ar putea face asta? Depinde, nu știu, prietenii, familia, așa. Prietena, cineva. Păi asta, la asta mă gândeam și eu. Întoarce-te acasă, că dacă nu vezi uita tu. De... Mai frică e de prietenă decât de munte și pericole de acolo, nu? Da, nu, e ok. Glumesc. Dar un mesaj de genul ăsta, cine știe. Ar fi binevenit într-un moment de epuizare. Da. Informatica, domeniul care te-a ajutat să te transformi, să-ți transformi viața, dar nu doar pe a ta, ci și pe a studenților și elevilor cu care lucrezi. Și au fost ceva rezultate importante. Spune-ne tu despre ce e vorba. Da, spuneam că de când m-am întors din state, am făcut tot felul de activități, nu știu, poate având mai mult timp liber, cum sunt expedițiile. Pe lângă asta m-am ocupat puțin și de antrenarea sau organizarea concursurilor de informatică, iar în timp am ajuns și la niște rezultate destul de bune, bineînțeles, nu eu, ci studenții au ajuns la rezultate, dar ghidați și de mine. Și un rezultat în acest sens mai deosebit, ca să zicem așa, este calificarea la etapa mondială a concursului ICPC în 2019 a fost, a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este prima calificare a unei universități românești în afara celor din București, Universitatea și Politehnica din București, din 30 de ani de existență a acestui concurs. Și a fost dobândită cu greu, cu evoluția așa în ani, dar am găsit niște studenți foarte motivați, de fapt lor se datorează mai mult acest rezultat și care au lucrat foarte bine și au ajuns la acest nivel. Bine, asta e doar un exemplu. Dar ai încredere în copiii ăștia deștepți ai Iașului că vor vorbi frumos despre orașul ăsta prin mintea lor ascuțită și prin ceea ce vor face? Da, am încredere. Ei sunt interesant că studenții aceștia trei, că echipele sunt de câte trei, este un student care este chiar din Iași, care acum este doctorant și care mă ajută acum la pregătirea concursurilor în continuare. Este co-antrenor, cum ar veni. Deci a decis să investească în continuare timp în asta. În domeniul IT mai rar sunt care rămân în învățământ, să zicem pe scurt. Este un student din Moldova care acum e plecat, dar în continuare păstrăm legătura. Cum facem să ținem copiii ăștia isteți, deștepți aici la Iași? Sau e bine să insistăm să rămână aici? Avem ce să le oferim?
Putem să încercăm măcar să facem să rămână o parte dintre ei. Nu cred că vor rămâne oricum toți, oricât ne-am chinuit, și nici nu e neapărat ăsta scopul. Dar dacă o bună parte din ei, poate chiar măcar un sfert dintre ei vor rămâne, mă refer la cei care au rezultatele cele mai bune, sigur vor face o diferență undeva, cândva, într-o firmă, într-o instituție de învățământ sau pur și simplu în societate. Sau poate într-o instituție publică unde e nevoie exact. De oameni care să aibă viziune proaspătă, da. Nouă, nu? Da. Și putem să o întrebăm pe Laura Mareș ce a făcut-o acum câți ani să lase Buzăul sau poate capitala, că e acest trend de a pleca spre București, nu? Pentru Iași. De ce ai rămas în Iași? Am vrut să fiu altfel. Așa. Ai luat-o da. În direcția opusă, nu? Exact, exact. În direcția opusă Bucureștiului, da. Acolo era un mare trend. Toată lumea mergea la București și eu pur și simplu am vrut să merg la Iași. A fost o alegere, așa am simțit, că nu vreau să merg la București. Și a devenit acasă. Da, da, da. După facultate am rămas aici. Da. Ce l-a făcut pe orașul ăsta să se transforme în spațiu în care te simți bine, în care ești în zona de confort? În care, practic, stau de mai mult timp, a trecut mai mult timp de când sunt aici față de cât am stat în orașul meu natal, în Buzău. Nu știu, așa s-au potrivit toate, și cu rezidențiatul tot aici, și cu serviciul întâi la spital, am lucrat înainte la spitalul CFR, acum la cabinet, familia e aici. Ce-ți place și ce nu-ți place în Iași? Ce îmi place? Îmi plac foarte multe. Cred că îmi place istoria orașului, aerul. E drept că ne înconjoară, că da, avem peste tot exemple. Da, exact. Aș putea să spun că îmi lipsește, nu știu, mai multă viață culturală comparativ cu ce se întâmplă într-o capitală mare, în București sau în altele. Cred că asta ar fi mai... Acum e și greu cu vremurile astea, cu concerte, cu expoziții, dar asta e ceva care îmi lipsește. Tocmai de aceea, probabil, ne-am gândit și noi la Teatrul Național pentru a ne întâlni. Minunat. Un decor extraordinar, într-adevăr, și un simbol, spuneam, al orașului, dincolo de gândul acesta că e primul teatru din România, este și un spațiu care încântă din prima clipă, impresionează și cheamă oamenii din nou. Se întâmplă să vă vedeți aici cu studenții? Cu studenții, cu... Se mai întâmplă, dar poate nu foarte des. Nu știu cât timp au studenții în general. Acum noi nu ne vedem cu studenții nici măcar la facultate, pentru că totul e online. Dar... Ar putea Iașul să aibă un alt simbol, parcul natural Codriașilor? Cred, nu știu dacă ar fi neapărat simbolul Iașului, dar cu siguranță ar fi unul din primele lucruri la care te-ai putea gândi atunci când vizitezi Iașul, să vizitezi pădurea asta care este aproape de Iași și care este una din cele mai mari păduri din afara Carpaților, din zona extracarpatică. În schimb, ea trebuie protejată ca să reziste în timp, trebuie puțin investit pentru a avea un acces mai facil, să poți să vezi un traseu, acum este un traseu tematic făcut tot prin această inițiativă de parc natural. Deci important, și apropo de întrebarea cu a rămâne în Iași, important să construim ceva în oraș sau în jurul orașului care să atragă. Și asta este unul din aceste lucruri. Spuneați că poate antrenamentul sau dealurile din Iași nu reprezintă o provocare pentru relativ la un 8000, dar nu e neapărat așa. Dacă vrei să faci un antrenament bun, chiar poate pentru un 8000 poți face o tură în acest codru. Un traseu de o zi, de 8 ore iarna, da? E destul de dificil. Și pădurea permite așa ceva, nu orice pădure permite. Super, deci ați... Eu alerg săptămânal în pădure, la Bornova. Cred că în jurul Bucureștiului nu este o pădure atât de mare. Și atunci susținem împreună înființarea acestui parc natural. Clar. Și de ce nu? Avem nevoie, spuneai, de cultură, poate de o viață culturală mai activă, mai acidă, mai interesantă, care să angreneze mai multă lume și tineri foarte mulți, asta e important. O viață culturală, niște șosele bune, nu? Să vină lumea, să vină de la București la un spectacol care aici la Naționalul Ieșean nu? E în vârful piramidei. Mulțumesc tare mult că ați venit și că mi-ați povestit din experiența voastră. Vreau doar un singur lucru, să mai spuneți un cuvânt care definește pentru voi Iașul. Reprezintă acasă, dar cred că s-ar putea dezvolta mai mult. Deci dezvoltare ar fi. Da. Dezvoltare cuvântul. Da.
Laura? Mai multă cultură. Cultură. Deci, curaj, dezvoltare, cultură. Mulțumesc tare mult. Și rămânem în sfera asta a teatrului, pentru că o cunoaștem pe Cosmina Stratan. Ea este ieșeancă și a păstrat dorul de ea și dulcele accent din partea asta de țară. Oriunde pleacă la filmări și când se întoarce acasă bucuroasă cu premii, în 2012 a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes, în 2019 pentru cea mai bună actriță în rol principal la premiile GOPO și vorbește cu drag de Iași, de acasă și de TVR Iași. Transmite un mesaj de la mulți ani studioului teritorial al televiziunii române, pentru că tocmai am împlinit 30 de ani. Acolo s-a dat startul pentru mine și e o experiență care o să rămână tot timpul cu mine și pe care și căreia sunt recunoscătoare. Deci la mulți ani TVR Iași, cu bine înainte, cum a fost și până acum, și Iașului trebuie să-i transmit un mesaj de dor, că n-am mai fost de mult și îmi doresc foarte mult să-l revăd. Mi se pare la fel cumva orașul când mă întorc. Mă conectez tot timpul prin intermediul oamenilor la un spațiu. Și atunci, e ca și cum m-aș întoarce cumva în timp la prima studenție, de fapt, că au fost mai multe, și la locurile în care am copilărit. Cred că e un miez de sine pe care îl port peste tot cu mine. La care mă reîntorc tot timpul și de unde îmi trag mare parte din sevă. Nu știu dacă vorbesc foarte mult per se despre locul ăsta în afara țării sau așa. E destul de complicat pentru că lumea știe de București. Mie îmi plac foarte mult accentele, atât în limba română, cât și în alte limbi. Mi se pare că aduc tot timpul culoare într-un personaj și nu cred că ar trebui să ne ferim de ele, pentru că la urma urmei noi practic încercăm să întruchipăm niște oameni care așa sunt. Fiecare vine de undeva, nu toată lumea s-a născut într-o capitală și tot timpul există mixul ăsta de nuanțe și de accente care, mi se pare foarte savuros în orice limbă. Tatăl meu și-a dat seama că am un accent foarte pronunțat și s-a gândit că poate ar fi bine să iau niște lecții de dicție pentru... Un viitor jurnalist are nevoie de asta și cumva mă și introducea în lumea asta și mi s-a părut o idee foarte bună și m-am dus la niște lecții de dicție la Emil Coșeru, un actor de la Teatrul Național din Iași, de care știm cu toții. Și mi-a dat niște monologe, țin minte că mi-a dat niște monologe de învățat și de repetat și la un moment dat, când lucram cu el, m-a întrebat, dar tu n-ai vrea totuși să dai la actorie? Că cred că ar fi o idee bună. Eu urma să-mi depun dosarul, că de fapt n-am dat admitere la jurnalism, la litere. Și a fost un moment din ăsta în care, nu că m-am simțit jignită, cred că e mult spus, dar... Eram un om foarte serios la 18 ani și practic nu intra deloc în sfera mea de idei să dau la actorie. Eu aveam să urmez o meserie serioasă și nu știu de ce mi se părea mie că actoria n-ar fi una. Și atunci cumva cred că chiar am refuzat să iau în calcul așa, destul de vehement. Am zis nu, în niciun caz. A fost un an foarte plin de care mă bucur că surprinzător au venit așa foarte, foarte multe proiecte și practic am ieșit dintr-unul, am intrat în altul și am chiar săptămâna trecută am terminat un film românesc despre care nu cred că pot să vorbesc deocamdată, că nu am idee care sunt condițiile lor de promo. Și urmează să fac un film în Franța de săptămâna viitoare. Sunt în pregătiri și acolo e următoarea
arenă de desfășurare și cred că e ultima stație pe anul ăsta. Ne-am tot întrebat cum am putea face să ținem aici, la Iași, sau măcar în zona Moldovei, tinerii deștepți, tinerii sclipitori. Poate că nu e nimerit să ne dăm cu părerea în permanență. Mai potrivit ar fi să îi întrebăm chiar pe ei. Și am un invitat deosebit cu o paletă largă de invitații în întreaga lume pentru a studia, dar care alege să rămână la Iași sau să revină la Iași atunci când studiile vor fi gata. Mihai Melnic, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ești în clasa 12 la Liceul de Informatică Grigore Moisil de aici din Iași. Primul robot umanoid din România, numit Maria, a fost inventat de tine. A spus, toată lumea a vorbit despre acest lucru și au apărut la un moment dat promisiuni multiple că totul se va întâmpla, că vom vedea robotul Maria peste tot, prin stații de autobuz, pe nu mai știu pe unde, inclus în viața cetății, să spunem așa. S-a întâmplat ceva din ce ai visat sau ce faci acum ca să se întâmple? Da, s-au întâmplat foarte multe lucruri pe care le-am visat și chiar acum zilele trecute stăteam și începeam să ne facem primul laborator unde am primit acolo. Și e foarte frumos că am început să vedem efectiv cum visele noastre toate puse la un loc, create în unul, au început să ia culoare și să prindă viață. Asta este un lucru foarte, foarte fain. Și Maria, dacă nu am reușit până acum să atragem suficient investitori încât să o punem peste tot, o să începem să o punem pe părți. De asta am și început să facem foarte multe proiecte legate de lucrul ăsta, în care să începem să automatizăm anumite joburi sau anumite locații, ca să zicem așa. De asta vrem să și începem acum un nou proiect la care deja am făcut primii pași, să începem să facem un lanț de cafenele în care să nu trebuiască să lucreze nimeni, ceea ce o să fie foarte interesant. Și o să-l implementăm aici în Iași, chiar pe Ștefan. Asta e o idee interesantă, e foarte fain că vă gândiți așa. Spuneam mai devreme că ai primit deja oferte de studii din întreaga lume, da? Pe unde ai putea să te duci să înveți? În primul și în primul rând o să spun ce le spun tuturor facultăților care mă sună și mă cer undeva. Le spun în primul și în primul rând voi îmi plătiți scholarship-ul și accommodation-ul, că altfel nu pot să îmi las țara neapărat. Și sunt universități chiar mari care au început să mă caute, să îmi zică hai la noi, dar din nou n-aș vrea să las, adică am descoperit faptul că se pot face foarte multe și la noi în țară și deja am început să fac primii pași să dezvolt anumite lucruri care poate în 10-20 de ani o să fie la un alt nivel și o să ne dezvoltăm mult mai mult. De asta încercăm să atragem și cât mai mulți tineri prin tot ceea ce facem noi. Ești clasa 12, urmează bacalaureatul și pasul următor va fi în? Pasul următor va fi facultatea, cel mai probabil în Olanda pentru început, dar nu vă temeți, nu terminăm, adică nu oprim nicio acțiune de aici, o continuăm în continuare, adică o să ne dezvoltăm până la finalul anului viitor, vreau să ne extindem la nivel național foarte, foarte mult și o să începem să avem filiale și în alte țări, adică tot o să plece din România, centrul o să fie în România, dar să extindem și în alte țări, să ne facem numele auzit și mai mult pe zona asta. Hai să vedem practic ce face robotul Maria sau ce făcea, pentru ce l-ați construit inițial și cum a crescut, nu? Că putem spune așa, a crescut. Robotul Maria. Câți anișori are? În momentul de față a avansat puțin la 8 ani, cam așa. Adică de la 5 la 8 ani, 3 ani de când lucrăm la ea foarte mult și o să o dezvoltăm, cum am zis, pe părți. Bine, ideea inițială era să putem să dezvoltăm cât mai multe prototipuri, să le facem, să le punem în public, în primul și în primul rând. Și am început să facem lucrul ăsta prin ideile pe care deja am început să le dezvoltăm, cum ar fi asta cu cafeneaua, deja să-i transformăm în brațele, în așa fel încât tu te-ai dus acolo frumos la cafenea, ți-ai plătit frumos cafeaua și brațul îți face tot și nu e niciun angajat. Și ați primit susținere aici la Iași? Am primit sau promisiuni, susținere, dar încă nu financiar. Am primit în schimb foarte mult, adică trebuie să mulțumesc neapărat domnului primar că ne-a ajutat în primul și în primul rând cu locația în care putem să ne dezvoltăm acum și poate cine știe, adică planul nostru este de a face un centru național de robotică aici în Iași și datorită lui avem foarte multă susținere pe zona asta, dar financiar încă noi mergem și căutăm din ușă în ușă pentru finanțatori și
Slavă Domnului, am început să-i găsim, asta este foarte, foarte fain. Uite că am deschis ușa Teatrului Național să povestești despre asta și poate cine știe să intre chiar așa investitorii în ideea asta, în visul ăsta al tău. De unde toată încrederea asta și sclipirea asta din ochi pe care o ai, care recunosc sunt molipsitoare? Și cum, cine te susține? Cine ți-a spus că într-adevăr ceea ce tu poți, ceea ce tu vrei să faci se poate întâmpla? E de la tine, e din familie, e de la prieteni? Nu e din familie, nu e de la prieteni, nu e de la nimeni, e pur și simplu de la mine, pentru că odată ce mi-am descoperit visul ăsta, vreau să pasiunea tot, vreau să o dezvolt foarte mult și tot ce ține de lucrul ăsta e doar încrederea de sine, pentru că dacă o să ai încredere în ceea ce vrei să faci, chiar o să-ți placă să faci cu adevărat lucrul ăla, o să reușești să faci foarte multe lucruri în viitor. Poți sau crezi că e nimerit să te consideri un model pentru tineri de vârsta ta? În momentul de față nu mă consider eu un model, alții în schimb mi-au zis că ar vrea să, băi, aș vrea să am o săptămână din viața ta sau din viața ta. Am început să mă dezvolt foarte mult pe zona de social media ca să încercăm să le arăt oamenilor că poate să facă chestia asta, poate să facă și mai mult, putem să adunăm mult mai mulți tineri pe zona asta. Și am început chiar să avem și amploare și pe zona asta. No. Am aflat aici, întâlnindu-ne cu toții, că folosești și aplicația FameUp a lui Ionuț Pătrășcoiu de mai devreme. Ar fi frumos să și colaborăm pe viitor, asta ar fi genial. Și am început să ne dezvoltăm mult, chiar mult, să ne facem auziți când nu ne convine ceva sau când vrem să schimbăm ceva. Mi-a plăcut tare mult întâlnirea noastră dinainte de emisiune și mă gândeam cât de mult ne bazăm acum pe rețelele de socializare pentru a interacționa, pentru a lua legătura cu anumite persoane care ne interesează, dar cât de fermecătoare a fost întâlnirea voastră și momentul în care v-ați dat seama că de fapt deja vă cunoașteți, că deja vă cunoașteți produsele pe care le-ați lansat pe piață și asta e minunat. E nevoie și de face-to-face. Bineînțeles, când vrei să transmiți o idee la scară mare, o transmiți online, dar când vrei să stai de vorbă cu un investitor sau vrei să stai de vorbă, de exemplu, cu cineva, contează foarte mult interacțiunea între persoane, pentru că asta face totul. Chiar stăteam la un moment dat și vorbeam cu mama, trebuie să mă duc la București și să vorbesc cu nu știu ce investitor. Păi, dar nu puteți să faceți și voi un video call sau ceva? Mama, nu e așa, e diferit, e altfel când vezi omul în față, când vorbești cu el, când îi explici, așa, când îi vezi sclipirea din ochi, să vezi cum îi atrage atenția. E o strategie. Bine, dar mama voia să fie convinsă că tu mănânci dimineața la prânz seara. De asta exact, nu era bine exact să pleci la București. Cunoaștem cum sunt mamele și mai ales cum sunt mamele moldovence, nu? Foarte atente cu puiilor. Iașul e acasă și pentru tine și numitorul comun în toată întâlnirea de astăzi este Iașul. Pentru tine ce înseamnă orașul ăsta? Înseamnă un oraș foarte elegant. Adică lucrul ăsta m-a făcut să-l spun din toată inima, pentru că peste toate locurile în care am mers și în care voi merge, cred că, adică cel puțin în astea în care am mers, n-am găsit un loc care să fie ca acasă, să fie atât de frumos, să fie atât de educat, să fie... Îmi place foarte mult. Vii la Teatrul Național? Da. Și mai elegant decât aici, ce poate fi în oraș? Sincer, nu. Mai elegant decât aici. Sunt foarte multe locuri. E centru care, spun din propria experiență, că mi-am adus colegii din București când i-am adus prima dată, erau toți, vai, că iau și departe, că nu, veniți puțin, hai că nu faceți atât de mult. Ai știut că ai cu ce să-i cucerești, exact, nu? Exact. Și când i-am adus, erau la stilul, wow, asta nu arată deloc ca România, zici că suntem în New York sau undeva. Și eram, da, hai să vă arăt seara, să vedeți cum e foarte frumos. Și au rămas chiar foarte... foarte plăcut. Deci ai încredere în tine și în ceea ce poți să faci tu, dar ai încredere și în orașul ăsta. Bineînțeles. Există foarte mult potențial, foarte mulți oameni care pot dezvolta foarte, foarte multe lucruri și noi avem față de alții poate puțin mai multă libertate în mai multe puncte de vedere, ceea ce ne ajută foarte, foarte mult. Spuneai mai devreme că s-au întrebat sau se întreabă unii alții sau și-ar dori să trăiască o zi din viața ta. Ce înseamnă? Cum e o zi din viața ta? O zi din viața mea? O zi din viața mea nu e chiar atât de ușoară cum o văd restul oamenilor. E o zi în care mă trezesc, merg la școală, mai plec de pe la unele ore, bineînțeles, că na, trebuie să recunosc și lucrul ăsta. Mă duc să lucrez în laborator sau să mă întâlnesc cu oameni. Dar te duci să muncești. Exact. Și profesorii tăi știu asta și știu că ești foarte iubit și apreciat la Liceul de Informatică și salutăm pe toți cei de acolo. E un colectiv foarte fain. Mă pregătesc pentru BAC, bineînțeles, după care ajung acasă, mă apuc să-mi pun toate planurile, să-mi fac o listă și mă apuc de lucru, pentru că asta înseamnă, m-am trezit, m-am mâncat, am lucrat, m-am culcat, a doua zi m-am trezit și am văzut că merg toate.
vorbim, criticăm, de multe ori nu suntem mulțumiți și educația în România pare să șchiopăteze ori de câte ori ne uităm mai cu atenție. Ce ai face? Ce ai schimbat la sistemul ăsta de educație? Cum i-ai vedea pe colegii tăi mai fericiți, mai mulțumiți și deschiși spre învățare, nu obligați să învețe? O să fiu poate puțin mai critic din punctul ăsta de vedere, dar sistemul nostru, cred că sistemul nostru de învățământ e făcut să fie bun pentru profesori, nu neapărat și pentru elevi. Adică, din punctul meu de vedere, l-aș lua, l-aș rade și l-aș reconstrui pe totul de la zero, pentru că sunt multe, multe de schimbat și multe care ar putea să ne ajute pe noi, în primul și în primul rând să ne descoperim pasiunea, pentru că noi cu asta o să rămânem în viață, noi cu asta o să mergem mai departe. Cu faptul că, uite, mie, de exemplu, în cazul meu, am descoperit robotica și o fac în afara școlii, dar aș putea să o fac și în timpul școlii, să fie ceva care să mă ajute mult și asta ar ajuta foarte mulți elevi, liceeni, elevi de gimnaziu, foarte mult să se dezvolte. Nu este foarte multă dezvoltare personală, ba chiar deloc, din punctul ăsta de vedere la noi. Mi-ai spus mai devreme că îți place că Iașul este elegant. Dacă ar fi să te întreb și pe tine, la fel cum i-am întrebat și pe ceilalți invitați, despre un cuvânt care definește Iașul, ai rămâne la ăsta? Nu știu. La elegant, la foarte deștept, pentru că să fim sinceri, Iașul conduce foarte multe lucruri, adică de la noi se pleacă foarte mult și e o zonă de dezvoltare pe IT, matematică și nu doar. Cred că e destinul orașului ăsta, exact. Să deschidă niște porți, să deschidă niște drumuri, exact. Și să fie primul în anumite direcții. Cunoaștem acum, de fapt, ne reamintim, pentru că de cunoscut sunt convinsă că toată lumea o cunoaște pe Alexandra Dăriescu, ne reamintim despre acest geniu al pianului, despre această tânără care e apreciată în unanimitate în țară, dar și dincolo de hotare, o tânără care transformă pianul în ceva de suflet, chiar și pentru cei care nu sunt poate la fel de ancorați în arta clasică, în arta simfonică. E o bucurie enormă să fiu din nou acasă și să ne reîntâlnim. A fost un an greu, bineînțeles, pentru toată lumea, dar mă bucur din suflet să fiu din nou acasă, să-mi văd familia, prietenii, să povestim și să ne bucurăm împreună de acest privilegiu de a fi împreună din nou. E un interviu pentru un an jumătate întreg în care ar trebui să refacem traseul excepțional pe care l-ai construit, cu plecare de aici, de la Iași, stația de plecare, și iată-te în colaborare cu cele mai mari orchestre simfonice din Europa și din întreaga lume și te felicit, povestește-ne despre ultimul premiu, am citit despre el, te rog. Da, sunt foarte onorată. Am primit Royal Philharmonic Society Enterprise Award, societatea regală din Marea Britanie. Da, a fost alături de mine de atâția ani. În 2010 am fost în primul consorci, am fost prima pianistă care a fost mentorată de Imogen Cooper. A fost o colaborare foarte frumoasă cu YCAT, Young Concert Artist Trust, care au fost primii mei impresari. Și împreună cu Societatea Regală au avut această schemă de mentorat foarte frumoasă, care mi-a oferit nu numai ore de pian, lecții de pian cu marea pianistă Imogen Cooper, dar am mers împreună la muzee, am mers împreună la cinematografe, am descoperit o altă lume. Și ați stabilit o relație umană puternică. Da, o relație umană din care am învățat foarte mult, nu neapărat de cum interpreta o piesă, dar foarte multe dintre secretele acestei vieți, pentru că a fi un muzician nu este o meserie, este un stil de viață, este un stil de viață pe care ți-l dedici artei pe care o practici și bineînțeles că sunt momente extraordinare și frumoase, pline de bucurie și împlinire, dar sunt și momente mai grele și aici Imogen Cooper m-a ajutat foarte mult și am învățat extraordinar de mult de la dumneai. Am avut cele mai frumoase și mai inspirante modele de viață, bineînțeles, de la mama, de la bunica, de la bunice, bineînțeles, surioara mea, care tot timpul e alături de mine, profesoarele din Iași și, cum ați spus la început, prima stație, de aici am pornit. Cred că a fost cel mai frumos început, o fundație care mi-a dăruit atât de mult, nu ne-a parat numai din punctul de vedere al muzicii și al interpretării, dar o sursă umană, o pregătire psihologică care mă ajută extrem de mult acum
Și acest suport și acest sprijin pe care l-am tot timpul, aceste femei din viața mea sunt mereu alături de mine în absolut oricare moment. Știu de la mama ta, dintr-un alt interviu, cum că erai copilă și dispăreai din casă când toată lumea se trezea, tu nu mai erai, pentru că luai deja tramvaiul, deja erai la școală, deja rupeai ușile, deja erai la un pian ca să-l prinzi, să ai unde studia. Iar ceea ce este mult mai și interesant și dureros în același timp este că atunci când ai ajuns la Londra, ai făcut același lucru, ai ieșit din cămin, ai declanșat alarmele, că tu vrei să ajungi la pianul tău de la 5 dimineața. Povestește despre asta, te rog. Da, este un fel de echilibru, pentru că școala și de aici, și din Marea Britanie, unde am făcut clasa 11-a, era școală normală, cum ar veni, și apoi specialitatea. Și bineînțeles că avem și muzică de cameră și armonie, contrapunct, ore de pian, ore de teorie. Și în momentul când vrei să ajungi să fii versiunea ta cea mai bună, și la școală, și la pregătirea muzicală, este nevoie de foarte multe sacrificii, dedicație, bineînțeles. Și peste tot sălile de studiu, mai ales pentru pianiști, nu sunt cele mai bune și trebuie puțin rigoare și seriozitate și trezit la 4 dimineața. Da, asta am făcut-o mai mult de jumătate din viață. A contat atât de mult să am timpul ăla în care e plin de liniște, în care mă pot regăsi și pot descoperi ceea ce trebuie în arta cântatului. O rană, dacă vreți, o rană a Iașului este și filarmonica de aici sau lipsa ei. Ne gândim cum am putea să o invităm, să o așteptăm acasă aici pe Alexandra Dăriescu dacă nu are o sală potrivită în care să concerteze, dar sperăm ca în Iașul pe care ni-l dorim, dezvoltat, modern, deschis către oamenii deștepți, oamenii interesați, către cultură, să se întâmple și acest lucru. De asemenea, ne mai gândim la ce înseamnă o călătorie inițiatică sau ce înseamnă să te regăsești, să pleci dintr-un oraș așa cum e Iașul și pe care până acum ni l-am descris noi înșine ca fiind frumos și mulți au confirmat asta, să pleci și să te întorci cu altă perspectivă, poate mai școlit, mai educat și poate cunoscându-te mai bine. Și atunci salut alte două călătoare, bine ați venit, Irina Nichifiriuc și Irina Cațighera, bine ați venit la Caravana TVR3.
Bine v-am găsit! Să spun despre fiecare dintre ele. Irina Nichifiriu are un blog care se numește Sfatul Mamei. Ea este mama a trei copii. Este instructor hand in hand. Are grijă și de părinți în așa fel încât să-și înțeleagă copiii, să știe cum să le înțeleagă emoțiile, cum să comunice cu ei. Și recent, în urmă câteva zile, s-a întors de pe El Camino. A fost acolo în Spania, a ajuns la Santiago de Compostela și un succes personal pe care l-așteptai, bănuiesc. Da, era unul dintre visurile mele și iată că s-a împlinit și asta și datorită faptului că am făcut pași în direcția asta, pentru că mulți dintre noi avem visuri, dar nu prea facem pași încolo. Și atunci ai luat visul de coarne, cum se spune, și da. Să-l punem la pământ. Ceva de genul și ăsta. Irina Cațighera, medic la maternitatea Cuzavod, cea mai mare maternitate din Moldova. Exact. Chiar din țară. Și chiar din țară. Și atunci când nu e aproape de mămici, de femei, de ceea ce înseamnă viață în general, pentru că de aici pornește, da, nu de aici se fac primii. E aproape de lumea largă. Așa, e aproape de lumea largă, pentru că există în ADN undeva ceva scris că Irina trebuie să călătorească. Probabil, pornind de la obârșile mele grecești, dar și de la obârșile românești, ținând cont că mama era medic la țară și pe punctul de a mă naște în căruță. Așa. Dar cred că pot spune acum că sunt medic călător în palmaresul meu. Hai să spunem palmares. Sunt 150 de țări în acest moment. M-am întors de aproximativ 10 zile din Sudan, o destinație mai ciudată, care face parte din așa zisele destinații de nișă. Și tu doar astea le treci în agenda, nu? Nu doar astea, dar am multe destinații de nișă atinse. Ele au fost deschise cumva și de această pandemie care a închis porțile către unele destinații cunoscute. Și atunci e bine să te concentrezi pe celelalte. Am ajuns în Tanzania, am ajuns în Pakistan, am ajuns în Kurdistan, care e Irakul de Nord, iar acum am ajuns în Sudan. Și posesoarea unui blog sau unui site de călătorie? Nu, este doar o pagină de Facebook dedicată strict travel-ului, cu 8.000 și ceva de urmăritori. Și eu zic că e bine pentru că nu am foarte mult timp, fiind medic cu normă întreagă și o perioadă și profesor la diferite școli post-liceale, nu am timpul suficient să mă ocup și consider că un număr mare de persoane mă urmăresc. E într-adevăr un număr important. Și sper să mai creștem. Cum facem să ajungă pe o astfel de pagină și Iașul? Are ce-i trebuie? Iașul poate fi un punct. Iașul merită din plin acest lucru. Ar trebui persoane dedicate și iubitoare de Iași. Eu sunt așa, o mare iubitoare de Iași, în cu toate acesta? Că nu sunt ieșancă. Eu spun întotdeauna cu mândrie că sunt româncă și spun și că sunt din Iași. Deși ești din Suceava. Deși, da, am terminat liceul din Suceava și, da, sunt născută la Vrămeș Vaslui, întâmplător. Ok, deci... Mama era medică acolo. Dar spun întotdeauna de unde sunt. Mă mândresc cu orașul meu și am primit vizitele unor prieteni atât din România cât și din alte țări aici și le-am arătat cât de frumos este Iașul. Na, din păcate, cum spuneam, având puțin timp, nu prea mă pot implica eu într-un asemenea proiect de promovare al Iașului, dar sigur că dacă aș fi invitată să particip la un astfel de proiect, aș participa cu mare drag. Deci are nevoie Iașul să fie scos în față puțin mai mult, pentru sigur că are ce să arate. Sigur. Da, are ce să arate pentru că, uite, există teatru, există Biblioteca Centrală Universitară, exact. Există universitatea, așa mai departe. Există ceva nou, ce arătăm? Ceva nou. Ceva care să fie făcut acum, în contemporaneitate, să spunem. Mie nu vine nimic nou în minte. Păi ceva și n-ar trebui să acum facem ceva? Ba da. Să fim mândri și ba de ce da facem noi, să nu ne bazăm doar pe, spuneam mai devreme, Cogălnicianul Alexandrii. Să facem noi ceva. Să facem ceva noi, da. Eu aștept, uite, să pentru preiau generațiile astea de copii, eu am trei copii, Irina are trei copii, vin, cresc în ea și... Eu aștept să preiau o idee bună de la cineva și particip cu mare drag. Cu mare drag. Irina spunea mai devreme, a ajuns pe El Camino, a plecat dintr-un oraș al pelerinajului dedicat Sfintei Parascheva, da? Cum ai văzut tu, sau cum a fost experiența ta din Spania și ce crezi că i s-ar potrivi Iașului din acest punct de vedere? Pentru mine a fost foarte interesant, în primul rând pentru că mi-a lipsit foarte tare pelerinajul de la Cuvioasa, de la care n-am lipsit în ultimii 20 de ani,
și pe care l-am luat cumva cu mine și am povestit tuturor în ziua respectivă despre pelerinajul de la Iași, despre cuvioasa, pentru că o am în suflet. Mi-ar plăcea să văd ideea asta de pelerinaj pe care am întâlnit-o în Spania, ideea de a merge în locuri diferite, de a întâlni oameni diferiți și de a ajunge la acest capăt al drumului care este cumva împlinirea obiectivului, dar și conectarea cu divinitatea până la urmă. Pentru mine drumul ăsta a fost o ocazie foarte bună să mă cunosc mai bine, să întâlnesc cu oameni de toate felurile și să-mi dau seama cât de mult semănăm de fapt între noi. Nu prea am timpul necesar ca să mă apuc eu de un proiect în direcția asta. Dar cred că Iașu are foarte multe de arătat și nu e neapărat nevoie să aducem lucruri noi. Ceea ce avem deja este mai mult decât suficient să facem din Iași o destinație așa de pus pe hartă. Peste tot am vorbit despre Via Transilvanica, pentru că, iarăși, mă mândresc că sunt în această țară frumoasă și îmi doresc să vină mai multă lume să o cunoască. Am fost surprinsă să aflu că sunt foarte mulți care deja o cunosc și care au fost aici și care au legături cu România și mă bucură asta. Și care au ce să vadă, așa cum spuneai. Și uite, poate ar fi interesant să le facem o sugestie, dacă tot am ajuns la locuri frumoase din Moldova și din România, să le facem o sugestie de călătorie. Poate că multă lume n-a ajuns la Ruginoasa sau nu știe că acolo e un muzeu foarte frumos, modern, în ton cu timpurile, cu vremurile, și vă invit și pe voi să-l cunoașteți. Localitatea Ruginoasa din județul Iași, cândva o frumoasă moșie, și-a câștigat faima în țară și în afara granițelor datorită legăturii cu primul domn al Principatelor Unite. Singura proprietate privată pe care a avut-o Alexandru Ioan Cuza a fost cea de pe moșia Ruginoasei, cumpărată în ianuarie 1862. El dorea să transforme palatul de secol XIX în reședință de vară, iar documentele vremii consemnează și prețul plătit, aproape 60.000 de galbeni. A cumpărat acest palat de la Costache Sturza, pentru că moștenitorii sau ctitorii, mai bine zis, ai locului au fost sturzești, Sândulache Sturza, cel care în anii 1800-1811 a construit acest palat. Domnitorul l-a cumpărat în 1862 și l-a făcut cadou doamnei Elena. Amenajarea palatului a durat 2 ani. Elena Doamna a decis ce modificări să se facă și tot ea a ales materialele, de la draperii și tapet la mobilier. De altfel, ea a locuit aici aproape tot timpul. Domnitorul, prins cu treburile țării, ajungea rar, mai ales că drumul de la București la Iași dura aproape 60 de ore. Doamna a fost cea care și-a pus amprenta asupra locului, a făcut comenzi speciale de mobilă la Paris în 1863-64, mobilă pe care, de altfel, ați putut să o vedeți în expoziția noastră permanentă. În 1864, Palatul proaspăt renovat a fost inaugurat cu ocazia Paștelui. Alexandru Ioan și Elena Cuza, alături de oaspeții lor, au luat lumina sfântă a învierii în biserica de pe moșie, ctitorită la 1811 de Sandu Sturza. A venit la Ruginoasa într-adevăr cu prietenii săi apropiați, când curtea palatului era arhiplină de oamenii din popor, care țineau să-și arate dragostea față de domnitor, cum erau obiceiurile timpurilor, cu viței pe tavă, cu hora unirii, cu steagurile tricolor. Deci vă imaginați curtea plină de oameni, de prieteni, de țărani simpli, care făceau și spuneau ceea ce gândeau, fără false măști. Era foarte mult iubit de popor. Adesea, când venea la Ruginoasa, se oprea la Hanul Domnesc, care se afla alături de palat, din păcate astăzi în ruine, cei drept,
dar spuneam că se oprea la acel han, îmbrăcat adesea în haine simple, țărănești, tocmai pentru a afla cum trăiesc oamenii de rând. Tot în 1864, în septembrie, Alexandru Ioan Cuza a stat aproape o lună la Ruginoasa și a luat acest răgaz după ce promulgase în august legea rurală, prin care aproape 400.000 de familii au primit pământ. Se spune că bătrânii l-ar fi întâmpinat pe domnitor cu pâine și sare, iar 6.000 de țărani au venit să-i mulțumească pentru că a desființat claca. Ruginoasa a fost și loc de relaxare și de reculegere pentru Alexandru Ioan I. În 1865, după ce și-a înmormântat mama pe Sultana Cosadini, Cuza a rămas câteva zile la moșie. Mărturiile de epocă spun că ar fi stat ore bune în singurătatea camerei sale de odihnă. Alexandru Ioan Cuza a iubit foarte mult Ruginoasa. Ruginoasa a fost legătura lui Cuza cu poporul. I-a plăcut locurile, în schimb n-a putut să vină de foarte multe ori pentru că nu-i permiteau treburile țării, pentru că stătea adesea la București, gândindu-ne că aici era reședință privată. Dar și-a dorit foarte mult în ultimii ani de domnie să se retragă aici la Ruginoasa ca simplu cetățean și știm că i-a scris în acest sens lui Carol I. Da? Deci vorbim de perioada exilării, când a fost nevoit la 11 februarie 1866 să ia drumul exilului. Din nefericire, Carol I refuză această ultimă dorință și știm că moare departe de casă, cu dorul în inimă, da, și implicit pentru Ruginoasa și pentru popor. Moare în 1873 și iată că este adus aici la Ruginoasa și mormântat în capela domnească. Dacă tot le-a fost dor copiilor de tine, probabil că un drum la Ruginoasa ar fi potrivit, așa, o excursie împreună de mână să mergeți acolo și poate să te și gândești în timpul ăsta într-o sticluță mică, dacă ar fi să ascunzi esența Iașului, care ar fi asta? Avem planul de a merge la Ruginoasa cu trenul, pentru că e o experiență interesantă pe care n-au ocazia să o aibă. Iar pentru mine Iașul e credință. Credința cumva mai presus de religie, credința în noi înșine și unii în alții, care naște armonia asta, de care avem nevoie ca să creștem și să ne dezvoltăm. Eu arăt aici amintirile cu care tu te-ai întors de pe El Camino și îți, ce să spun, felicitări pentru drumul tău, pentru curajul tău și pentru exemplu pe care l-ai dat până la urmă familiei tale și celor care te cunosc. Și sper și altor mame să își ia timp pentru ele și să-și găsească echilibru. Mulțumesc tare mult, Irina, că ai venit și ne-ai inspirat și că ne-ai amintit că, într-adevăr, Iașul înseamnă credință. Irina Cațighera? S-a constatat că mari călători sunt persoane extrem de modeste. Paradoxal. Iașul e locul de unde pornesc întotdeauna, locul unde încep să-mi fac planuri, locul de unde plec și locul unde în care mă întorc. Reprezintă echilibru, reprezintă de ce nu și sursa mea de a trăi și de a visa și reprezintă acasă. Acasă. Deci avem credință și acasă? Votăm pentru acasă. Credință și acasă și aș mai spune echilibru. Echilibru. Vă mulțumesc tare mult și drumuri deschise pentru toate planurile voastre, pentru că e clar că vă place să mergeți dincolo de hotare și să vă întoarceți acasă mai bogați. Cred că de asta are nevoie Iașul, nu? Exact. De oameni care să experimenteze și să vină să-și trăiască bucuria aici. Este cea mai mare bogăție și cea mai extraordinară investiție călătoria și cred că ne întoarcem întotdeauna mai buni. Și avem de oferit Iașului tot mai mult. Mulțumesc tare mult, doamnelor, că mulțumesc ați venit și poate e bine să ne întoarcem pe scena de acasă, pe scena de aici, de la Iași și de ce nu pe telespectatori invităm și pe scena Teatrului Național. Luminile sunt aprinse pentru voi și dacă e așa, facem plimbarea completă și ieșim afară de aici, din Teatrul Național din Iași, pentru că Oana Lazăr este conectată în clipa asta cu Iașul literaturii, Iașul scriitorilor. Laura, am ieșit din teatru pentru că am întâlnit în oraș. Orașul e ingrat, îmi spun. Plec din oraș plină de speranță, dar orașul se retrage, se ascunde. Unde e orașul?
toate străzile sunt ale mele. Și o minciună și o înșelătorie. Nici o stradă nu e a mea, nici una. Aflăm mai multe de la autoare, Carmelia Leonte. Bine te-am găsit în orașul speranțelor și bucuriilor noastre, că asta e, orașul poeziei. Da, mulțumesc mult pentru invitație în orașul nostru. Noi ne întâlnim pentru că Văzătorul e ultima ta carte atât de bine primită de presă și atât de frumos roman, un fel de odă limbii române și a limbii în general și a bucuriei de a te exprima. Cum e să fii poet în orașul poeziei la Iași? Deja e redundant. Cred că a fi eșan ar trebui să fie o vocație. Orice eșan este puțin poet. Dincolo de glumă, cred și simt că Iașul are o vibrație aparte. Când plec din oraș, fie și pentru o perioadă scurtă de timp, la întoarcere resimt cu forță atmosfera Iașului, care mi se pare unică. Și mi-amintesc că Sergiu Al George spunea cândva într-un studiu al lui, mă rog, pe vremuri, acum nu se mai caută astfel de subtilități, dar el spunea că fulgii de Enea au diverse forme în funcție de locul în care cad din cer. Ei bine, și spunea că în Iași, fulgii de Enea au forma pe care o au în India și se părea un argument în plus pentru o eventuală pledoarie în favoarea spiritualității orașului. Un lucru pe care îl simțim intens, da, dorul de locul acesta, aduc și eu în discuție o vorba lui Petrică Ciubotaru, Petru Ciubotaru, actorul care ne este atât de drag în continuare nouă și care spunea, nu pot să plec din oraș, de aceea n-am plecat, n-am emigrat, n-am schimbat teatrul, 50 de ani a fost pe această scenă, peste 50 de ani și treptele acestea de aici, din fața Teatrului Național, ne amintesc că suntem, lumea e o scenă și actorii suntem noi, vorba lui Alexandri. În ce mod te simți aparținând acestui loc și dacă fulgul de nea care ești are o formă asortată cu orașul? Eu cred că da. Și sper că da. Se spune că omul sfințește locul și mă gândesc că deseori la această zicală românească, cei care au fost înaintea noastră au sfințit deja acest loc, dar oricum proverbul, zicala, cum vrem să îi spunem, are o mare înțelepciune, în sensul că noi ne gândim ce ne dă Iașul, dar ar trebui să ne gândim și la ceea ce oferim noi lui. O rază de lumină, o speranță, un cuvânt bun, ceva trebuie să oferim și noi, nu doar să receptăm ceea ce deja există. Sau o carte în cazul tău de scriitor. Chiar doresc să o arăți tu. Eu am primit-o cadou, Văzătorul, Carmelia Leonte, la Cartea Românească Educațional, un roman unde personajele au forma limbii române, da? Unde... Da, fiind scrisă în limba română... Dar nu-i doar atât. Este de la sine înțeles. E vorba în principal de metafora vederii, care pe mine m-a preocupat foarte mult. A vedea cu adevărat pe cineva înseamnă ai ghici sensul ființei, deci a vedea... Și ai sesiza lumina, da? Ai sesiza lumina, foarte bine spui. Și deci este un act spiritual. Și în felul acesta am proiectat personajul principal, Văzătorul, este unul care vede cu adevărat și e condamnat pentru această calitate specială a lui. Și dacă vede și dacă și spune ce vede, da, cu adevărat, condamnarea îi se cuvine. Mulțumesc, Laura, eu îi las pe prieteni să caute cartea Văzătorul. E un volum frumos. Teodor Codreanu îl laudă și îl explică în subtilitățile sale. Eu închei tot cu versuri. Hai să ne jucăm de personajele, dacă tot suntem la teatru. Hai să ne jucăm de personajele. Eu voi fi un personaj prin absență. Tu vei fi un personaj prin absență. Gândiți-vă voi în ce fel prezența noastră la Iași să aibă valoare. Mulțumesc mult!
Despre asta poate fi vorba, despre a pleca oriunde în lumea largă, a trăi experiențe interesante, a te îmbogăți și a veni acasă, poate aici, la Iași, să-ți trăiești toate aceste momente frumoase, să le povestești celor dragi. Am aflat astăzi că Iașul este și despre curaj, despre eleganță, despre dezvoltare, cultură, echilibru, credință și acasă. Noi, cei din echipa ATVR Iași, am spune că Iașul este și despre prietenie. O nouă zi, același prieten, TVR Iași. Vă salut cu drag, de aici, din inima Moldovei. Numai bine!